pot spune eu este amin. Mă uit la ceas și cred că timpul a trecut. Mă gândeam la văduva aceea și cred că era văduva lui Obadia, slujitorul împăratului. Și Obadia a fost cel care a ascuns 50 de proroci într-o peșteră și a ascuns 50 în altă peșteră într-o vreme de foamete. Și a împrumutat banii ca să le dea de mâncare, pâine și apă. Și așa a sărăcit și a lăsat-o pe nevastă sa cu datorii. Azi mei, povestea e foarte actuală, doar că astăzi omul cel bogat sunt băncile. Ca să-ți cumpere o casă în Seattle, trebuie să te împrumuți. Nădăjduind că vei fi sănătos până la adânci bătrânețe și vei putea plăti mortgage-ul. Dar în noaptea oricare din acestea se poate cere înapoi sufletul și cele sunt pruncilor noștri. Dragii mei, este ora 8, eu sunt bucuros să mă opresc aici și să vă las pe dumneavoastră să vă odihniți și mâine dimineață să fiți prezenți. Dacă sunteți de acord cu mine, este ora 20, fără câteva minute pe ceasul meu. Ai vreți să mergem mai departe? O am să sar peste recapitulare repede ca să pot să intru în subiectul nostru. Am vorbit de harul lărgirii împărăției Lui Dumnezeu prin copiii noștri și de porunca pe care o avem să punem numele Domnului peste copiii noștri, nu numele satanei, și în felul acesta îi creștem pe copiii noștri pentru împărăția Lui Dumnezeu. Dar dacă mă întorc din capitolul 6 înapoi în capitolul 5, la versetele 22 la 24, porunca este nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Cred că pe foile dumneavoastră am sărit la ultima dintre ele. Întoarceți-vă înapoi la a patra și a cincea, cred eu, vor fi mâine dimineață. Pavel începe secțiunea despre familie cu porunca din versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. De ce să o facem? Sunt câteva motive și puteți dumneavoastră adăuga alte la ele. Atunci când te supui unul celuilalt în frica lui Hristos, îl ai de partea ta pe stăpânul universului, vei evita divorțul pentru că Domnul Iisus urăște despărțirea în căsătorie, veți păstra o comunicare constructivă între voi și aici intrăm în subiectul nostru, veți putea împlini în familie rolul pe care Dumnezeu ni-l dă fiecăruia. Pavel a început cu porunca supunerii și continuă cu porunca supunerii. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa, și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și bărbații răspund în cor, puțin mai tare. Amin, soților, ați auzit? Amin. Știți care e problema? Când auzi astăzi cuvântul supunere, ți se întunecă înaintea ochilor. Pentru că trăim vremuri în care femeile au dat din coate, din răsputere, de prin anii 60, ca să ajungă la egalitate cu bărbatul. Și realmente trăim într-o societate unisex, parfumul unisex, haine unisex, slujbe unisex, cu alte cuvinte, oricine poate fi, orice în zilele noastre. Supunere este un cuvânt care ar trebui scos din dicționarele noastre și pentru că repugnă până și ideea aceasta, dar aminte, să ceri unui copil să fie supus părinților lui, nu se poartă astăzi, dar nici soțiile nu sunt prea mulțumite cu acest cuvânt. Dragii mei, foarte mulți dintre noi credem că a te supune înseamnă a abandona, a renunța la orice drept, a te lăsa călcat în picioare. A te supune înseamnă a abandona, a renunța la orice drept, a te lăsa călcat în picioare.
Dacă termenul acesta n-ar fi în Scriptură, l-am putea schimba cu altul. Dar pentru că este în Scriptură, el trebuie răscumpărat, trebuie mântuit, trebuie să reîncărcăm cu semnificația pe care Biblia o dă acestui termen, supunere. Ce înseamnă, deci, în Biblie, supunerea? Ce spune Biblia despre supunere? Dar să fiu puțin mai precis, în lumina textului nostru, ce înseamnă să te supui soțului ca Domnului? Acum, nu trebuie să ridicați mâna, dar știu precis că nici unul din soții dumneavoastră nu poate fi confundat cu Domnul. Nu-i sfânt ca Domnul, nu-i bun ca Domnul, nu-i... Niciun bărbat nu este Domnul însuși sau Dumnezeu însuși. Și atunci, ce înseamnă să te supui soțului tău ca Domnului? Scriptura ne spune clar că toți suntem păcătoși. Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fiecare dintre soții este o ființă căzută și fiecare dintre soți este o ființă căzută, cu lipsuri, cu nevoi. E adevărat, surorilor? E adevărat. Niciunul dintre noi, bărbații, nu putem pretinde că noi am ajuns ca Dumnezeu, nu trebuie să mai schimbăm nimic în viața noastră. Ce vrea să spune atunci Pavel? Răspunsul îl avem în text atunci când privim cu atenție cuvintele Scripturii. Dați-mi voie să recitesc. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și urmează un cuvințel mic. Este o conjuncție care leagă două părți dintr-un text. Căci, sau deoarece, bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Observați aici, Pavel vine și spune că nu-i vorba de prioritatea, întietatea, superioritatea bărbatului, ci este vorba de o rânduială a lui Dumnezeu în universul său. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Pavel, în mod evident, face referire la planul lui Dumnezeu. Mă întorc înapoi în 1 Corinteni 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Hristos este în frunte, apostolul pe urmele lui și biserica este chemată să calce pe urmele apostolului. Ce înseamnă asta? Versetul 2 ne spune ce înseamnă să calci pe urmele apostolului. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile așa cum vi le-am dat. Dar, continuă el, aducând în contrast o realitate din biserică, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul nevestei și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Ce spune Pavel? Dumnezeu în suveranitatea și a tot înțelepciunea lui a rânduit lucrurile, a pus o anumită ordine în univers. Spuneți-i, dacă vreți, o linie de autoritate sau o linie de subordonare, de supunere. Dacă desenez textul, îl aveți înaintea voastră. Dumnezeu este contextul ultim al tuturor lucrurilor. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Observați, Domnul Iisus Hristos a intrat în planurile Tatălui. Bărbatul este chemat să intre în planurile lui Hristos, iar femeia alături de bărbatul este chemat să intre în planurile lui Hristos, ca familie. Deci Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Ce spune textul nostru? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. De ce? Pentru că bărbatul este capul nevestei. Pentru că Dumnezeu așa a rânduit lucrurile în univers. Lucrurile se complică, deci. Atunci când eu resping ideea de supunere, pentru că așa mă învață societatea, de fapt, intru în conflict nu cu bărbatul meu, ci cu cel care a rânduit lucrurile, cu Dumnezeu. Bărbatul este capul nevestei pentru că așa rânduit Dumnezeu lucrurile în creația sa. Dacă nu ești de acord cu lucrul acesta, în mod evident intri în conflict cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, nu există nici regula asta. Dacă Dumnezeu există, asta este regula în universul lui. Atunci când o soție se supune soțului ei, ea se supune de fapt lui Dumnezeu. Acceptă rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o în univers. Țineți minte imaginea pe care am adus-o când cei doi tineri rostesc legământul la altar. Și unul și altul vorbește cu Dumnezeu. Femeia spune, Tatăl meu care ești în ceruri, eu, și spune numele în prezența ta, spre slava ta,
accept să fiu luat în căsătorie de, te rog să mă ajut să fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și sărăcie, până când moartea ne va despărți. Observați, femeia nu vorbește cu bărbatul, nu pune condiții, ci spune, Doamne, te rog să mă ajut să accept locul și rolul pe care mi l-ai dat în familie și în universul tău. A ne accepta locul și rolul pe care ni l-a fixat Dumnezeu, nu societatea, nu celălalt partener, înseamnă a ne supune lui Dumnezeu. Când pun lucrurile în termenii aceștia, dintr-o dată am luat de pe spatele meu responsabilitatea, am pus-o pe spatele soției mele, am trimis-o înaintea lui Dumnezeu și o las pe ea să discute cu Dumnezeu. N-are nimic de împărțit cu mine. Nu eu i-am trasat locul și rolul acesta, ci Dumnezeu ne-a tot înțelepciunea Lui. Ca Domnului. Așadar, Dumnezeu nu cere soțiilor să se uite la soții lor și să zică mereu în gândul lor, soțul meu este Dumnezeu, soțul meu este Dumnezeu, soțul meu este Dumnezeu. N-are rost să vă amăgiți, nu este. Soții dumneavoastră sunt ființe căzute, păcătoase, care au nevoie de harul lui Dumnezeu, exact ca dumneavoastră. Cu alte cuvinte, aici nu e vorba de meritele soțului, ci e vorba de porunca Domnului. Nu știu dacă e clară problema asta. Nu e vorba de meritele soțului, ci e vorba de porunca Domnului. Te supui ca Domnului doar atunci când te străduiești, unu, să înțelegi, și doi, să-ți împlinești locul și rolul de soție. Te supui ca Domnului atunci când te străduiești să înțelegi și să împlinești locul și rolul de soție. Pe stand aveți o carte, Locul și rolul bărbatului și a femeii în familie. O puteți lua și o puteți citi. Aveți probabil mult mai multe explicații decât vă dau eu la ora asta târzie. Vreau să vorbesc surorilor ca mâine dimineață să pot vorbi soților dacă mă mai primiți după seara aceasta. Și dacă Dumnezeu ne va ține în viață. Există trei întrebări la care trebuie să răspundă orice femeie de când se naște și până când moare. Trei întrebări esențiale. Nu știi răspunsul la aceste trei întrebări? Ești pierdut într-un fel, într-o societate care l-a renegat pe Dumnezeu, l-a respins pe Dumnezeu. Prima întrebare. Cine sunt ca femeie și pentru ce am fost create? Cine sunt ca femeie și pentru ce am fost create? A doua întrebare. Care este responsabilitatea mea principală în familie? O femeie cu multe treburi, e adevărat? Foarte. Vine de la serviciu. Țin minte, eram student și făceam practica la Cugir, în secția mașini de cusut. Știți cum arată o mașină de cusut? E făcută din fontă și femeile lucrau pe niște strunguri automate. Erau căldură, era plină vară, aveau un maieu pe ele și praful acela de fontă cădea pe ele și sudoarea curgea pe fețele lor. Dragii mei, eu mă uitam pe fereastră în secție și mă îngrozeam. Mă gândeam, astea sunt soții, sunt mame. După 8 ore de serviciu, tras la șaibă, se duc acasă, fac un duș mai întâi, să spele tot praful acela negru de fontă de pe ele, după care, când ajung acasă, bărbatul stă picior peste picior la televizor, copiii strigă, ele trebuie să facă de mâncare. Doamne, multe treburi are o femeie de făcut. Enorm de multe. Poți delega toate responsabilitățile tale afară de una. Dacă nu-ți place să speli vasele, roagă-l pe bărbat să-ți cumpere o mașină de spălat vase. Dacă nu-ți place să speli hainele, este soluție și pentru... Dacă nu-ți place să gătești, sunt restaurante, dacă vă dă mâna. Dar este un lucru pe care nu-l poți delega nimănui. Numai tu-l poți împlini. De aceea trebuie să înțelegi care e responsabilitatea cea mai importantă pentru o femeie. A treia întrebare. Cum trebuie să mă împlinesc această responsabilitate? Cum trebuie să o împlinesc? Ca Dumnezeu să fie mulțumit și ca ascultarea sau supunerea mea să-și atingă scopul în familia mea. Cine sunt și pentru ce am fost creată? Pentru asta trebuie să ne întoarcem înapoi în Genesa. Aș citi un text din Corinteni, pentru că e mult mai scurt decât Genesa, după care mă întorc înapoi în Genesa capitolul 2.
Spune Pavel în 1 Corinteni 11, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. În mod evident, Pavel se referă la actul creației. Uitați-vă ce spune textul din Genesa. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Cine sunt? Sunt creată de Dumnezeu să fiu un ajutor potrivit pentru el. Dar întrebarea este, potrivit pentru ce? Dacă îți întreb bărbatul, bărbatul știe. Potrivit să-mi spele șosetele, potrivit să-mi spele hainele, potrivit să-mi facă mâncarea care îmi place, potrivit să-mi crească copiii, potrivit să țină casa, potrivit să aducă și bani în casă. Potrivit pentru ce? Dumnezeu a luat pe om, pe bărbat, l-a așezat în grădina Edenului și a dat două sarcini, ca să o lucreze și ca să o păzească. Și Dumnezeu i-a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Versetul 17. Versetul 18 spune, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dar potrivit pentru ce? Potrivit pentru lucratul grădinii sau pentru păzitul grădinii? De ce v-ați adus părinții în Seattle? Să stea cu copiii. Dar ce să stea cu copiii? Ca și eu și ea, să putem lucra, să ne putem plăti mortgage-ul, să putem să ne împrumutăm de la omul cel bogat ca să avem o casă, să ne cumpărăm mașină, că nu poți trăi altfel. Nu-i așa? Este o realitate, dragii mei. Cu alte cuvinte, societatea este în așa fel organizată încât să fie nevoit și bărbatul și femeia să lucreze ca să poată trăi după standardele pe care vecinii le impun. Mai ales dacă stați în Beverly Hills-ul din Seattle și eu trăiesc acolo pentru două zile după care plec, da? La ale mele acasă. Dar asta e societatea în care trăim, mersul lumii acesteia. Dar oare Dumnezeu, nu uitați, astea sunt teritoriile celui rău, el este Dumnezeul veacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia, oare Dumnezeu, pentru ce a zis nu-i bine ca omul să fie singur? Ca să lucreze împreună, să câștige mai mulți bani sau pentru altceva? Nu cumva pentru păzitul grădinii? Dați-mi voie să parcurg istoria biblică, să las Biblia să dea răspuns. Pentru că istoria biblică curge sau urmărește tema păzitului grădinii, nu a lucratului grădinii. În 2 cu 15 este porunca sau mandatul pe care Dumnezeu îl dă bărbatului. Poți să mănânci? Nu, l-a așezat în grădină să lucreze, să o păzească. În 16-17 sunt explicații legate de păzitul, nu de lucratul grădinii. Dumnezeu nu-i dă instrucțiuni cum să aibă grijă de elefant și de lei, cum să semene ceapa și grâul și ce să facă în grădină, cum să ude ca să nu se usuce lucrurile acolo. Nu știu, a fost în grădina Eden, sigur că a fost mai frumos ca în Seattle, da? Dar explicațiile sunt pe linia păzitului grădinii. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. După care spune Dumnezeu, nu-i bine ca omul să fie singur în fața acestui pericol uriaș. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Știți ce face Dumnezeu? Primul lucru pe care îl face, aduce înaintea lui Adam toate animalele pământului. Adam se uită la ele, le dă nume la toate și după ce a terminat de dat nume la toate animalele, textul spune, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Hai să fim serioși, Adame. Elefantoare nu-i bun în loc de o macara. Vaca nu te slujește să-ți dea lapte, boul nu ți ajută să tragă plugul, câinele nu ți-e bun să spăjească, dar pisica să-ți prindă șoareci. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a dat omului animalele pentru lucratul grădinii, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să se potrivească la ce? La păzitul grădinii. Interesant, 21 la 24, Dumnezeu face femeia ca ajutor potrivit și îl aduce la om și el se bucură os din oasele lui, carne din carnea lui. Dar, imediat după aceea urmează căderea, judecata,
Blestemul rostit asupra șarpelui, blestemul rostit asupra femeii, blestemul rostit asupra bărbatului. Dacă mă întreb pe ce linie curge povestea din Genesa, narațiunea din Genesa, dragii mei, pe linia luptei spirituale, a prezenței îngerilor răi, a prezenței îngerilor răi care s-au folosit de femeie ca să ducă căderea în lume și a tras pe bărbatul ei după ea. În acest context al luptei spirituale avem sau avea nevoie Adam de un ajutor potrivit. Dați-mi voie să iau expresia ajutor potrivit. Sunt două cuvinte, zerg negdo în ebraică. Observați textul, spune ajutor potrivit pentru el, nu ca el. Cu alte cuvinte, nu trebuie să dăm din coate, nu trebuie să intrăm în competiția afirmării de sine, suntem diferiți. Am văzut ieri, un păpuc pe stânga, un păpuc pe dreapta. N-are rost să schimb păpucii, că nu poți umbla în ei. Fiecare la locul lui, pentru el, nu ca el. Și asta înseamnă complementaritate, nu identitate. V-am spus, eu și soția mea suntem foarte diferiți. Dar numai împreună formăm un întreg. Nici eu, nici ea nu este întreg fără celălalt. Acum termenul ezer, noi avem o vorbă spusă, Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Ajutorul sau ezerul implică prezența cuiva care asistă, încurajează. Ajutorul oferă suport pentru ceea ce lipsește în acela care are nevoie de ajutor. Dacă Adam ar fi fost complet în el însuși, Dumnezeu nu i-ar fi dat un ajutor. Când ai nevoie de un ajutor, un ajutor te încurcă. Așa-i? Așa-i. Cu alte cuvinte, nu-i bine ca omul să fie singur, în lupta asta spirituală, el nu-i suficient. Sieș, am să-i fac un ajutor potrivit. Observați, ajutorul vine să completeze, să umple un gol, o lipsă. Și lucrul acesta ar fi bine să-l credem, să-l înțelegem bărbaților, pentru că ne-am purtat altfel cu nevestele noastre. Dar termenul celălalt, knegdo, sau potrivit, este un pic mai complicat. Este înrudit cu verbul care înseamnă a fi deschis, descoperit sau vizibil. Sau, dacă iau un substantiv înrudit cu termenul acesta, el se referă la o persoană proeminentă, care iese în evidență, care sare în ochi, care este clar vizibilă, ușor de observat. Dați-mi voie să pun la oaltă cei doi termeni. Nu este bine ca omul să fie singur. El este o țintă descoperită, o țintă râvnită și de aceea o pradă ușoară. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dumnezeu a dat bărbatului mandatul. Cu alte cuvinte, bărbatul trebuia să vândă grădina, nu femeia. Femeia nu putea vinde grădina pentru că nu i-a primit porunca. Bărbatul a primit porunca. Și pentru că bărbatul era ținta aceasta, Dumnezeu i-a dat un ajutor potrivit pentru starea lui descoperită, ușor vizibilă, râvnită de îngeri întunericului. Un ajutor potrivit pentru poziția lui proeminentă, pentru poziția lui clar, marcată, descoperită, vizibilă, râvnită de forțele întunericului. La momentul acesta filmul se rupe la cei care mă ascultă și în mintea tuturor se ridică întrebarea de pe ecran. Cum se explică faptul că tocmai femeia pe care Dumnezeu i-a dat-o bărbatului l-a tras pe bărbat în groapa căderii? Bărbații zâmbesc. Cum se poate? Spuneam dimineața de experiența mea, eram într-o sală plină cu bărbați, eram la o conferință cu creștini după Evanghelie, cu unul din profesorii mei și el pune o întrebare. Cine e vinovat de dezastrul de pe planeta aceasta? Și un cor bărbătesc. Femeia. Și David Gooding se pleacă puțin în față, își trage așa ochelarii pe nas și continuă. Femeia a fost înșelată de cel mai înțelept și strălucitor arhanghel al lui Dumnezeu. Bărbatul l-a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie. Cine-i mai vulnerabil? S-a lăsat o liniște în sală de mormânt. Dragii mei, dacă n-am avea o nevoie, o lipsă, Dumnezeu n-ar fi încurcat lucrurile dându-ne un ajutor. Primul lucru pe care trebuie să-l recunosc este că Dumnezeu știe ce face.
Dumnezeu nu face lucruri în plus. Și de aceea Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dați-mi voie să vă explic cum s-a întâmplat căderea. Dar pentru asta nu e suficient să asculți predici de aici și de acolo. Trebuie să înțelegi cărțile Scripturii. Și în seara aceasta, la ora asta târzie, aș vrea să vă explic Genesa. Are doar 50 de capitole. Dar uitați-vă la ea ca în întreg. Sunt trei ingrediente. Prăjitura asta numită Genesa e făcută din trei lucruri. Două capitole de creație, capitolele 3 la 11, cădere, și de la capitolul 12 la 50 este răscumpărare, care pe urmă continuă prin Exod până pe crucea de pe Calvar. Răscumpărarea. Biblia este despre răscumpărare. De ce a prefațat Dumnezeu istoria răscumpărării cu secvența creație-cădere? Atunci când Dumnezeu a terminat de creat totul, inclusiv pe om, a zis, s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Când Dumnezeu zice că un lucru foarte bun, e foarte bun. Amin? Amin. Dar întrebarea mea este, ce e foarte bine pentru Dumnezeu? Un lucru pe care tu să-l poți strica sau un lucru pe care să nu-l poți strica? Ce e foarte bine la Dumnezeu? Dragii mei, nu trebuie să vă sfărmați mintea prea mult ca să-mi dați răspunsul. Ce urmează după creație? Cădere. Deci creația este stricată, incluzând relația omului cu Dumnezeu, pentru că urmează alungarea din Eden. Deci foarte bine pentru Dumnezeu este un lucru pe care tu să-l poți strica. Și asta este inclusiv rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Știți ce a făcut femeia? Asta se cheamă furca edenică, alegerii între viață și moarte. În felul acesta a dat Dumnezeu omului libertatea de alegere. Tu nu ești un robot? Dumnezeu ți-a pus înainte viața și moartea și ți-a spus să alege viața. Dar El nu te obligă să alegi viața, tu poți alege moartea dacă vrei. Aleg moartea prin neascultarea de Dumnezeu. Aleg viața prin ascultarea de Dumnezeu. Dragii mei, orice viciu este o virtute supralicitată. Când Dumnezeu a făcut-o pe femeie ca ajutor potrivit pentru lupta spirituală, i-a dat femeie o sensibilitate spirituală incomparabilă cu a bărbatului. Noi o numim intuiție feminină, dar o numim și curiozitate. Spune unei femei o jumătate de propoziție și zice, asta restul spun mâine, s-o crezi tu. Nu te lasă până când află tot. Curiozitatea asta ei a făcut-o să întoarcă spre șarpe. Și când șarpele a început să o tragă pe mulinetă, femeia, dragii mei, a văzut că pomul este bun de privit, plăcut de privit, bun de mâncat, de dorit să deschidă cuiva mintea. Și a ales moartea. Și-a exersat libertatea de a-și părăsi locul și rolul pe care Dumnezeu i l-a dat. Ca ajutor potrivit ar fi trebuit să întoarcă, să-i spună, hei bărbate, lasă elefantul, hai și vorbește cu șarpele. Dar femeile nu fac lucrul acesta. Femeile se vâră în față, femeile au răspunsuri, femeile iau inițiativa. Noi bărbații stăm picior peste picior, zicem, da, dacă tu de și fă. Nu, dragii mei, dacă vrei să ajuți bărbatul, șezi la locul tău, împinge-l în față. El este preotul casei, capul familiei. Pune responsabilitatea pe umerul lui. Observați elementele, trăsăturile pe care o femeie le are, intuiția aceea feminină, curiozitatea ei a fost folosită de șarpe și femeia a avut libertatea să îi dea crezare. Dumnezeu i-a dat această libertate. Și așa se explică faptul că ea a tras pe bărbatul ei, dar el nu-i mai puțin vinovat. Dumnezeu l-a judecat, l-a chemat mai întâi pe Avram, pe Adam, apoi pe Eva. Unde ești, Adame? Pentru a-și putea împlini slujba, Dumnezeu a dat femeii această sensibilitate spre lumea spirituală. Dar ascultați, surorilor, orice femeie are libertatea să-și accepte sau să-și respingă rolul și locul pe care Dumnezeu i l-a dat. Așa cum am provocat bărbații curajul de a te da rob lui Hristos, așa trebuie să provoc femeile curajul de a te da rob lui Hristos, de a te așeza la locul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Șarpele e un mincinos. Lumea asta este a lui.
tot ce citiți în ziare, tot ce vezi la televizor, pe internet, sunt minciunile lui, este un mers al lumii acesteia. Aveți impresia că vă veți împlini dacă veți ajunge președintele Statelor Unite sau polițai dirijând circulația în mijlocul drumului în Seattle. Nu e adevărat. Singura împlinire a noastră și a dumneavoastră este să ne așezăm la locul și la rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Cine sunt și pentru ce am fost creată? Am fost creată să fiu ajutor potrivit în lupta spirituală, care astăzi nu e mai mică ca și în Eden. Dimpotrivă, se întețește de la o zi la alta. Asta îmi spune textul din Genesa. Dar care este responsabilitatea mea principală? Ar fi suficient să rămân lângă textul din Genesa și să vă spun că istoria biblică curge pe linia luptei spirituale. Căderea n-a venit pentru că elefanții au intrat în straturile de ceapă sau de trandafir din Eden și l-au supărat pe Dumnezeu. Căderea, dragii mei, a venit în momentul în care omul a întors spatele lui Dumnezeu, în care femeia, în loc să-i acopere spatele, dragii mei, i-a împlântat pumnalul pe la spate. Așa a venit căderea. Cu alte cuvinte, responsabilitatea principală unei femei care nu poate fi delegată este să vegheze ca soțul ei să stea la locul lui. Dar care e locul soțului meu? Trebuie să întrebe o femeie. Încolonat după cine? Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. Nimeni nu mă poate simți mai repede ca soția mea. M-am bucurat că s-a pensionat, deși știu că îi place să predea engleza, dar poate călători cu mine. Până atunci trebuia să plec joi seara, să-și ceară zi liberă, să pot duce la Arad sau la Timișoara sau prin Iași sau pe unde mergeam. Dar acum putem călători împreună, slăvit să fie Domnul. Și îi ochi și urechi. Îi ochi și urechi. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu mi-a dat piesă de armură pentru spate. Am coiful mântuirii, am sabia Duhului, am scutul credinței, am platoșa neprienirii, sunt încălțat cu râvna Evangheliei păcii, dar spatele mi-e complet descoperit. Complet descoperit. Și de aceea Dumnezeu mi-a dat-o pe soția mea. Restul e negociabil. Dragii mei, dacă voi spălați vasele, să vă fie de bine, dacă voi spălați hainele, noi cădere din har, țin minte, în copilăria mea spuneam fraților, n-aveam mașină de spălat, mama și tata aveau patru copii muresc, o grămadă de haine, știți foarte bine, dimineața la ora 4 se sculau, îi găseam în bucătărie, înainte că tata să plece la servicii, el avea o covată de lemn mare, mama avea o covată de lemn mică. Și spălau hainele de la 4 dimineața și stăteau de vorbă unul cu celălalt. Niciodată nu m-am gândit că asta l-a degradat pe tata. Orice poate face un bărbat. Dragii mei, nora mea a aflat de la o zi la alta care are cancer ultimul stadiu în California. Poate o știți pe Julie, o bună parte din noastră. De la o zi la alta. Un copil de 5 luni. O fetiță de 3 ani. Fiul meu trebuie să alăpteze, să spele, să schimbe scutece, să facă de mâncare, să fugă la servici, să fugă la spital. Toate lucrurile astea. Nu m-am gândit niciodată că e mai puțin bărbat dacă le face. Un singur lucru o femeie nu poate delega. Să păzească spatele soțului ei. Asta nu o poate delega. Asta este rolul cel mai important al unei femei. Dați-mi voie să fug prin text că e târziu și să mă duc la următoarea întrebare. Dar am înțeles cine sunt și pentru ce am fost creată. Am fost creată ca ajutor potrivit pentru bărbatul meu. Întrebarea a treia este cum pot să mă împlinesc acea misiune principală pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Acea misiune principală care mi-a dat-o Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 3, primele 6 versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Dați-mi voie să mă întorc un pic la o imagine.
Dumnezeu Hristos, bărbatul, femeia, au văzut-o și bărbații dimineață. În cealaltă împărăție am diavolul, îngerii lui și un loc vacant. Dumnezeu nu ne-a creat pe noi, după chipul său, ca să ne petrecem veșnicia în iad, ci Dumnezeu a creat iadul pentru diavolul și îngerii lui. Dar când va veni judecata, împăratul va spune celor de la stânga lui, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. De-aia știu că iadul nu-i pentru tine, nu-i pentru mine, nu-i pentru noi, nu-i pentru copiii noștri. Cu toate acestea, largă e calea care duce la pierzare. Dar dacă citiți cu atenție textul din Matei, când Domnul Iisus este în pustie, spuneți-mi, bărbatul Hristos sau al doilea Adam a fost scutit de ispitire? Fă din pietre pâine, aruncă-te de bestaș, natem, închină-te mie și îți voi da toate împărățiile pământului. Dacă nici bărbatul Hristos, al doilea Adam, n-a fost scutit, oare eu voi fi scutit? Soțul tău va fi scutit? Copiii tăi vor fi scutiți? O, nu! Dragii mei, din pricina aceasta, observați, dacă mă gândesc la rostul meu ca femeie sau ca soție, este să împlinesc această lucrare pe care nimeni altul nu poate face. Să veghez asupra sufletului soțului meu. Dar bărbații sunt amăgiți de deșertăciunea acestei lumi. Dacă l-a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie, dragii mei, un bărbat e vulnerabil. Ce se întâmplă când un bărbat iese din rând prin neascultare de Hristos? Uitați-vă ce are de făcut soția. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Grea misiune pentru o femeie. Arma unei femei este streajna care picură. Dragii mei, nici unui bărbat nu-i place să fie bătut la cap. Spuneți amin. Nu-i place să fie bătut la cap. Și uitați-vă ce spune textul. Vrei să-ți câștigi bărbatul? Nu-i împuia capul cuvinte. Uite-i ce spune textul. Fiți supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, adică au ieșit de pe urmele lui Hristos, pentru că i-a înghițit deșertăciunea, să fie câștigați cum surorilor, citiți cu voce tare, fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Dar uitați-vă la un lucru important. Nu vă întrebați bărbații cum trebuie să fiți supuse. Nu-i treaba lor să vă spună. Observați, comparația este cu Domnul Iisus Hristos. După cum Hristos, tot astfel nevestelor. Dimineața veți vedea, după cum Hristos, tot astfel soților. Cu alte cuvinte, noi nu ne spunem unii altora ce avem de făcut, Hristos ne spune la amândoi ce avem de făcut. Deci, nu soțul spune soției cum să se supună, ci Hristos prin propriul său exemplu. Și asta aduce ușurare. Pentru că știm că Domnul Iisus Hristos nu ne vrea răul. El a plătit cu viața Lui pentru păcatele tale. Deci ne vrea binele. După cum Hristos a suferit pentru voi, v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui, după cum Hristos n-a făcut păcat în gura Lui, nu s-a găsit vicleșug, iar când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Wow! Am spus, a te supune înseamnă a face tot ce îți stă în putință să înțelegi și să împlinești locul și rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Observați, după cum Hristos s-a supus dreptului judecător, tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse dreptului judecător. Când te așezi la locul tău, îmbucuri inima lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, se uită Dumnezeu la tine și te vede ca pe fiica Lui prea iubită, pentru că L-ai acceptat ca autoritate ultimă. Hristos s-a supus dreptului judecător intrând în planurile acestuia. În planurile acestuia. Uitați-vă la textul din Filipeni, capitolul 2, la 6 la 11. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu,
Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Spuneți-mi, supunerea l-a degradat pe Domnul Iisus sau l-a înălțat pe Domnul Iisus? Dați-mi voie să citesc textul mai departe. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. În împărăția lui Dumnezeu, cel ce se smerește va fi înălțat. Dragii mei, supunerea nu degradează, supunerea nobilează, pentru că supunerea te aduce în locul ascultării de Dumnezeu și Dumnezeu răsplătește ascultarea și pedepsește neascultarea. Supunerea, spuneți surorilor cu mine, nu degradează, ci înnobilează. Amin? Amin. Sfidați societatea în care trăim. Nu place cuvântul acesta. Credeți-L pe Dumnezeu. Credeți-L pe Dumnezeu. Supunerea nu înseamnă renunțare, supunerea înseamnă implicare sau intrare în luptă în vederea câștigării unei bătălii spirituale, unei biruințe. 1 Petru, capitolul 2, versetul 25. Uitați-vă ce a realizat supunerea lui Hristos. Căci erați ca niște oi risipite, dar acum, prin supunerea Domnului Iisus, dreptului judecător, v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Asta a realizat supunerea lui Hristos. Ce realizează sau ce trebuie să realizeze supunerea unei femei? Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați la ascultare de cuvânt, fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Supunerea nu înseamnă, sau supunerea înseamnă o intrare în luptă, dar nu cu armele firii pământești, ci cu armele Duhului. Cu armele Duhului. Dragii mei, nu fiți ca putregaiul în oase, ca streașnă care picură. Nu realizați absolut nimica. Dați-mi voi să citesc simplu textul. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Noi avem un om din lăuntru și un om din afară. Spuneți-mi, care dintre cei doi trebuie îmbrăcat? Și unul și altul. Ce-i mai greu de îmbrăcat? Omul din afară sau omul din lăuntru? Eram în LA și vorbeam despre subiectul acesta și am dat un exemplu. Spuneți-mi, e complicat să iei o țărancă din Dorohoi, să o duci la Seattle, să o duci într-un magazin, și într-un sfert de oră sau în jumătate de oră să o îmbraci din cap până în picioare, să iasă pe ușă o doamnă. E complicat? Dacă ai bani? Nu. Până își deschide gura. Când își deschide gura, atunci îți dai seama cine este, indiferent ce pune pe ea. Da? A venit o soră la mine râzând, ce eu sunt din Dorohoi. Dar uitați-vă atenți la contrastul pe care îl creează. Podoaba voastră să nu fie asta, ci să fie asta. Deci să nu fie asta, ci să fie asta. Să nu fie podoaba de afară care stă în purtarea de scule de aur, în plătitura părului și în purtarea hainelor. Toate astea realizezi într-o jumătate de oră, dacă ai bani, un coafor bun și o prăvălie cu haine luxoase, da? Ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ca să câștigi biruința, fă, nu așa, ci așa. Spuneți-mi pe care din cele două ați pune accentul. Fă nu așa, ci așa. Pe care ați pune accentul? Dacă zic, nu fă așa, mă mulțumesc cu atât, nu fac așa. Am câștigat biruința.
Nu, nu. E numai jumătate din lucruri. Textul spune, nu fă așa, ci fă așa. Cu alte cuvinte, cum câștigi biruința în lupta pentru soțul tău? Dacă citesc cu atenție Scriptura, Scriptura îmi spune că biruința atârnă nu de ceea ce porți pe tine, ci de ceea ce porți în tine. În tine. Un duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te supui? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Cum este biserica supusă lui Hristos sau cum ar trebui să fie? Dați-mi voi doar să-l citesc pe Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. M-am dat lui Hristos și capul a luat în stăpânire întregul trup cu toate mădularele și trupul a intrat în slujba capului care este Hristos. Acum biserica este supusă lui Hristos în măsura în care se aliniază cu tot ce este la împlinirea planurilor lui Hristos. Dar biserica e formată din bărbați și femei, din soți și soții, din părinți și copii, așa-i? Așa-i. Cu alte cuvinte, femeia se supune bărbatului când alături de soțul ei, ca biserica lui Hristos, familia ca celulă de bază a bisericii, intră în planurile Domnului Iisus Hristos. A te supune înseamnă a te alinea de bunăvoie după cineva pentru ca cu întreaga ta ființă, să lupți pentru împlinirea planurilor acestuia. Oricei doi devin un singur trup și ca un trup intră în bătăliile lui Hristos. Observați, Scriptura spune, noi avem de dat o bătălie, de lărgit împărăția lui Dumnezeu prin copiii noștri, prin vecinii noștri. Și aici soțul și soția se aliniază după Hristos și împreună luptă și dau bătălia aceasta. Făcând parte din biserică, familia creștină, are o singură datorie, să facă ce a făcut Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește prin mine. Bărbaților, oare este tot una cui te supui? Well, e foarte greu să te supui unui bărbat. Porunca o e de la Hristos, dacă e un bețiv, unul care, în afară de iadul, nu-l aduce nimic în casă, cu toate acestea, discuția o femeie trebuie să aibă cu Hristos. Dați-mi voie să închei cu doar cu câteva trăsături pe care le-am scos din textul din Corinteni, cum trebuie să arate un bărbat creștin. Un bărbat creștin îl are pe Hristos ca și cap și autoritate. Un bărbat creștin este implicat în bătăliile cerului, nu ale deșertăciunii. Un bărbat creștin îl cunoaște pe Hristos, calcă pe urmele lui, hotărât și fără îndoieli. Un bărbat creștin are o lucrare atât de importantă încât se merită să-i fii ajutor potrivit. Un bărbat creștin este atât de implicat în planurile lui Dumnezeu încât este atacat și râvnit de îngerii întunericului. Un bărbat creștin este conștient că trebuie să se lase vegheat și să vegheze la rândul lui asupra soției lui. Spuneți-mi, surorilor, e greu să te supui unui astfel de bărbat? Nu. Dar dacă ați putea face ceva să aveți un astfel de bărbat, ați plăti prețul? Noi cum consiliem multe familii, dragii mei, vedem tragediile din familiile creștine. Eu cred că atunci când îți accepți locul și rolul, l-ai pe Dumnezeu de partea ta. Și de aceea Pavel se roagă și aș încheia cu lucrul acesta. Pavel se roagă și spune, Doamne, deschide ochii minții și a inimii să priceapă trei lucruri. La ce ai chemat? Ce se întâmplă când merg conștient și consecvent în direcția respectivă? Care-i bogăția slavei moștenirii tale în sfinți? Și ajută-i să priceapă că nu sunt singuri. Nemărgita mărimea puterii lui Dumnezeu este de partea ta. Când ți-ai acceptat locul și rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu.
Iar dimineața, dacă Dumnezeu ne ține, vă voi întoarce în direcția asta. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Amin.